Cristian Romanescu este de ieri președintele unic al PNL Buzău. El l-a înlocuit în această funcție pe Ovidiu Anghel, care și-a anunțat demisia din fruntea organizației județene prin intermediul unui comunicat de presă. Numirea lui Romanescu în fruntea PNL Buzău a fost luată ieri în cadrul biroului politic național al partidului. Romanescu își dorește să nu se mai repete eșecul de la alegerile locale și îi îndeamnă pe liberali, atât din fostul PDL cât și din vechiul PNL, să strângă rândurile pentru a obține un rezultat bun la parlamentare. Nu mai vorbim de vechiul PNL, vechiul PDL. Astăzi unificarea este încheiată, nu mai vorbim de reprezentativitate, nu mai vorbim de foști membri PNL, foști membri PDL. Vorbim de un singur partid, Partidul Național Liberal, pe care îl dorim reprezentat și prin procenți la alegerile următoare, cât mai sus, acolo unde este loc. Noul șef al liberalilor buzoieni spune că îi așteaptă în partid pe toți cei care, din diverse motive, au ales să părăsească PNL în ultimele luni. Când am spus adevărații liberali, m-am referit la toți liberalii care, din vari motive și din ceea ce s-a întâmplat practic în ultima perioadă la Organizația Județeană Buzău, toate luptele acestea, tocmai interminabile, să zicem așa, s-au depărtat de Organizația Județeană sau cea municipală a Partidului Național Liberal, în speranța că în altă parte sau în mod independent ar putea să facă în alegeri, ar putea să facă un scor mult mai bun, care, bineînțeles, în care au sperat și în care au crezut dintotdeauna. Noul președinte al PNL Buzău dorește reorganizarea filialei în cel mai scurt timp. De altfel, în această seară a fost programată o ședință la care au fost invitați liberali buzoieni din tot județul. Scopul întâlnirii vizează constituirea noului comitet executiv al PNL Buzău, structură din care nu vor lipsi liberali de frunte din toate colțurile județului. Mâine, Cristinel Romanescu va pleca la Rio de Janeiro. În calitate de președinte al Federației Române de Tenis de Masă, Romanescu va conduce lotul de tenis de masă al României la Jocurile Olimpice. Timp de 20 de zile, PNL Buzău va fi condus de deputatul Erland Cocei.